Bună ziua domnilor și domnilor, sunt Mința bun venit în studioul Antena 3 Călăraș. Alături de noi se află astăzi domnul deputat Sorin Vrăjitoru, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Știu că faceți parte din Comisia de Agricultură. Ce discuții s-au mai purtat în ultima perioadă sau ce decizii au fost luate? În cursul zilei de miercuri a avut loc audirea domnului ministru Oros, ministru agriculturii. Cu această ocazie... Au uh, fost adresate multe întrebări: vis-a-vis -vis de politica Ministerului, pe care o are în, uh, în acest an față de agricultura din uh, România, și uh, cu țintă directă deficitul comercial pe care România îl registrează cu bilanț negativ, cu sold negativ pe componenta de agricultură. Și vă informez că pe anul 2019 deficitul este de aproape un miliard de euro. Este enorm. Vis-a-vis -vis de potențialul agricol pe care România îl are. Despre programul Tomata, știu că aveți noutăți. Uh, programul Tomata este alt, uh, un alt subiect la care a fost dezbătut în cadrul comisiei. Uh, I-a fost adresată întrebări ministrului vis-a-vis de subfinanțarea acestui uh, program. Uh, anul trecut, guvernul PSD a finanțat, deci, anul trecut, 2019, a finanțat acest program cu. Uh, aproximativ 50 de milioane de euro. Anul acesta este finanțat decât primul ciclu de producție al acestui program, urmând ca uh, din uh, comunicarea pe care domnul ministru a avut-o cu Comisia de Agricultură, ca la rectificarea bugetară care va avea loc în luna iulie, dar noi sperăm să, să fie o, rect, o rectificare bugetară pozitivă, pozitivă. pe uh, asta, să acest program să continue și să fie uh, finanțat. Știu că la ultima noastră discuție ne-ați vorbit despre un sistem antigrindină, se creiona la vremea respectivă. Aveți date noi? Avem date în noi și acest program, din, din păcate, și nemulțumirea noastră a Comisiei de, de Agricultură este că în bugetul Ministerului Agriculturii în acest an i-a fost luate 3, mili 3 miliarde de lei și toate programele sunt subfinanțate. Ni s-a spus că ele vor fi updatate sau se vor reveni cu fondurile necesare în rectificare care va, va avea loc. Dar până atunci acel deficit rămâne, produsele românești pleacă la export decât în formă în materie, materie primă. Noi nu putem să integrăm producția din, din România, nu putem să. A punem în aplicare legislația pe care am făcut-o în uh, Comisia de Agricultură, și aici mă, mă refer și tot am re repetat uh, aceste informații la cele trei, sau la pachetul de legi, mai bine spus, pentru reproducție vis-a-vis în, în, uh, -vis de suine, vis-a-vis -vis de sistem avicol și, și mai nou acum în sectorul piscicol, în care uh, se pot face investiții uh, din... Uh, fermierii pot face investiții cu bani cu ajutor de stat. Seceta va crea probleme? Mă gândesc totuși că nu am avut o iarnă foarte bogată în precipitații și cum... Uh... Uh, da. În uh, momentul de față nu este un caz fericit pentru fermierii din România. Nu am avut precipitații nici în toamnă suficiente, iarna, suntem în plin sezon de, de iarnă și zăpada a lipsit. Am avut un, pe, anumite, pe anumite porțiuni de, de sold, ce ne-au comunicat specialiștii în cadrul comisiei de Agricultură, există secetă pedologică accentuată. Mm -hmm. Ați împlinit 2 ani și jumătate de activitate în Parlamentul României, ani și României. jumătate, da. V-ați făcut o autoevaluare? Cum vedeți activitatea dumneavoastră în această perioadă? Bine, evaluarea o să o aibă cetățenii care ne-au acordat votul și ne-au trimis în Parlamentul României, și aici mă refer la călărășeni, Dacă. Uh, legislația electorală nu se schimbă că, și aici fac o paranteză uh, actualii guvernați pnl au venit cu o ordonanță de urgență una dintre cele 25 de ordonanțe de urgență care au fost date noapte, dar nu ca băieții deștepți nu ca puncte puncte ca hoții, cum spuneau ei de, uh, de noi uh, dacă legislația electorală nu se schimbă Uh, cele ordonanța privind alegerile uh, parlamentare uh, rămâne să candidăm pe tot pe circunscripții electorale. vis a de activitatea mea uh, parlamentară vă pot spune că sunt inițiator sau coinițiator la uh, 97 de legi, dintre, uh, dintre care, inițiative legislative, pardon, dintre care 32 sunt legi și de asemenea am uh, câteva legi ale mele în, în care sunt uh, inițiator și în care câțiva fermieri din județul Călărăș și aici mă mândresc că beneficiază de, de, aceste, de, această legislație și vă pot da și un exemplu. Am, sunt inițiator la legea privind plantele medicinale și, și aromatice. Am adus o modificare importantă a codului fiscal. Am modificat articolul 105 și aliniatul 2, dacă nu, dacă nu greșesc, privind scutirea de plata la impozitului pe, pe venit a celor care cultivă plante medicinale și aromatice, erau 13 categorii în codul fiscal, am introdus a 14-a categorie, iar uh, beneficiarii, cei care cultivă aceste plante medicinale și aromatice sunt scutiți de uh, această plata impozitului pe, uh, pe venit. Avem un exemplu, uh, de fapt sunt mai multe exemple pe județul Călăraș, dar pot să vă dau un exemplu în uh, Comuna Grădiștea, în care doi fermieri cultivă aceste plante medicinale și aromatice. Au contract cu un important lanț comercial și îmi spuneau din discuțiile pe care le-am avut cu domnurile lor că vor să-și extindă afacerea. Acum cultivă pe circa 8.000 de metri până în două hectare. Aceasta este inițiativa mea legislativă. Până în 2 hectare nu, nu plătesc absolut nimic statului, statului român. Ce depășește două hectare, intră în categoria impozabilă în care plătesc impozit uh, statului român. Deci, este un mic ajutor pentru fermierii de la început, la început. Te dezvolți și, pe urmă, devii uh, impozabil. Uh -huh. Dacă ar fi să vorbim despre activitatea dumneavoastră, să revenim un pic la nivel local. Aici ați avut două proiecte de suflet, așa cum le-ați le numit. Vorbim despre pasajul de la Drajna și portul turistic. Voiam să vă întreb dacă aceste proiecte au evoluat, în ce stadiu se află în momentul de față, apoi, după ce o să-mi dați aceste răspunsuri, voiam să vă întreb. Într-o conferință de presă, senatorul PNL Rădu cu George Filipescu a susținut sau cum să spunem, Am mai spus odată, pentru că nu este prima dată când face această afirmație, că portul turistic nu se va realiza în municipiul Călăraș. Să începem un pic cu stadiul lor și apoi, dacă puteți să-mi dați răspuns. Din informație, ca să putem să dăm informația exactă. Pentru portul turistic este semnat un, un contract de finanțare. El se află la Consiliul Județean. Consiliul Județean este titularul de implementarea acestui port turistic. Din punctul meu de vedere este un obiectiv extrem de important pentru noi, pentru că lăsăm putem pune în valoare această minunăție pe care ne-a lăsat -o Dumnezeu aici brațul Borcea și cu această ocazie transmit celor interesați că noi, Partidul Social Democrat, am făcut tot ce ne-a stat în potință să finanțăm acest obiectiv. Deci, repet, pe timpul PSD-ului a fost semnat contractul de finanțare cu Consiliul Județean. Felicit pe cei din Consiliul Județean că merg mai departe cu proiectul și au pus umărul la dezvoltarea acestui proiect. Mingea este, cum s-ar spune, în o dânșilor și trebuie să ducă mai departe acest proiect. Din informațiile pe care le am, Uh, portul turistic este în procedură de licitație. Mai multe aspecte nu, nu știu, o să vedem când se va termina pe această procedură și se va comunica oficial de către autoritățile competente câștigătorul licitației. Uh -huh. Și despre pasajul de la Drajna în ce stadiu, dacă Pas au evoluat? Pasajul, pasajul de la Drajna- e uh, joi a avut uh, nu, miercuri a avut loc audirea domnului ministru al transporturilor, l-am întrebat în ce stadiu este pasajul de la Drajna. Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi a dat aviz favorabil pentru, pentru acest pasaj. Următorul pas este uh, să meargă în CTU Ministerului Transportului pentru uh, aprobarea indicatorilor. Să mergem un pic și în politică, dacă îmi permiteți. Reprezentanții USR-ului, nu demult ieri, declarau și acuzau PNL-ul și PSD-ul de un blat. Pentru că, spun ei, data alegerilor anticipate, sau dacă vor fi alegeri anticipate, nu se știe încă, iar alegerea primarilor în două tururi, la fel, este un fel de fata Morgan. Cum comentați aceste acuzații? Alegerea primarilor în două tururi, subiectul este închis. Deci se vor alege cum s-au ales și în 2016, într-un singur tur de scrutin. Iar vis-a-vis -vis de alegerile anticipate, trebuie să spunem să dezvoltăm un pic subiectul. Deci Partidul Național Liberal a creat o criză politică. Noi suntem într-o criză politică acum și sper și îmi doresc să nu aibă și efecte negative asupra economiei naționale. Noi am venit Partidul Social Democrat împreună cu uh, cei de la Pro România, am venit cu o propunere de prim-ministru. Deci noi am vrut să deblocăm acest, uh, acest impas politic în care, în, în care ne aflăm. Președintele, bineînțeles, a avut altă opțiune, este de uh, uh, voința domniei sale, a avut altă opțiune, a nominizat din nou același, uh, același premier. Și suntem în situația în care s-au terminat audierile, iar luni, în Parlament, pe 24, ar trebui să aibă loc votul de investitură a guvernului. O să vedem ce se întâmplă, întâmplă luni. PSD va vota noul guvern? Nu vor să voteze ei pe ei. Noi suntem în opoziție. Vă dați seama că, în niciun caz, nu susținem un guvern, un guvern liberal, dar noi așteptăm ca ei să-și voteze guvernul. O să vedem ce se întâmplă. Deci, în niciun caz nu poate fi vorba despre un blat psd În niciun PNL. caz. Exclus așa ceva. Uh -huh. uh, au tot uh, existat la nivel local discuții cu plecarea domnului Ciprian Pandea din uh, PSD. Uh, sunt vehiculate și alte nume, alți primari care îl vor însoți care este situația reală în momentul de față. Au existat demisii sau uh, sunt doar zvonuri? Din ce, am, din ce știu la ora actuală este știu că plecarea colegului meu, meu Ciprian Pandea la Partidul Național Liberal din punctul meu de vedere fiecare alege să-și creioneze un drum politic și un traseu politic să-și aleagă, dacă îmi permiteți așa în un alt cer politic să mă exprim mai plastic iar vis-a-vis -vis de plecările din Partidul Social Democrat nu am cunoștință că cineva va mai pleca spre alt partid sau spre altă formațiune politică. Vă mulțumesc pentru prezența Și astăzi. Și mulțumesc.